Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Sunt Vlad Madan și în următoarele minute vă invit să vizionați emisiunea Reflector Analitic. Astăzi, împreună cu invitații studioului nostru, care sunt Victor Juc, vicedirectorul Institutului de Cercetări Juridice și Politice din cadrul Academiei de Științe a Moldovei. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și cu domnul Vitalie Catan, analist politic. Bună seara! Bună vom seara. Încerca să discutăm despre ceea ce se întâmplă pe eșichierul politic din Republica Moldova și, în mod special, vom discuta despre cei 14 deputați neafiliați care vineri 10 martie au aderat la Partidul Democrat. Domnule Juc, vreau să aflu punctul dumneavoastră de vedere. Foarte multă lume s-a pronunțat în raport cu acest eveniment. În viziunea dumneavoastră, era ceva de așteptat? Era ceva logic? Urma să se întâmple? Cu certitudine, este ceva logic, urma să se întâmple. După cât știu eu, în urma desprinderii celor 14 deputați din fracțiunea comuniștilor, s-a încercat, sau mai degrabă, mai corect ar fi, s-a gândit eventualitatea creării unui partid, pentru ca cei 14 împreună cu alții să se regăsească, să formeze un partid de centru-stânga sau de stânga. Dar până la urmă am înțeles că au chiar și niște sondaje sau cel puțin niște tatonări au realizat și s-a demonstrat că perspectivele lor de formare a unui partid politic sunt cu șanse foarte mici sau cu șanse nule de a fi un partid care să se bucure de sprijinul din partea electoratului. Și atunci, pentru ca să continue senzația acestui grup monolit, ei au aderat la Partidul Democrat din Moldova. Cred eu că pentru cei care doresc să-și continue cariera politică este un pas bun. Pentru cei care nu doresc să-și continue cariera politică, de asemenea ar fi un pas bun, pentru că în ultimă instanță au demonstrat o anumită solidaritate de grup și deci nimic surprinzător nu este, dat fiind că în opinia mea cei 14 cântăresc electoral mult mai puțin decât, spre exemplu, Vladimir Voronin unul singur. Domnule Juc, de ce Partidul Democrat? Pentru că în Parlament mai avem alte trei fracțiuni. Ei s-au desprins de la Partidul Comuniștilor, care a făcut un pas spre dreapta și, de fapt, s-a eliberat locul pe segmentul mai de stânga al eșichierului politic, ocupat de către Partidul Socialiștilor, care au venit cu o retorică în trecut a Partidului Comuniștilor, au captat electoratul de pe acest segment și în cea mai apropiată de acei 14 se dovedesc a fi de Partidul Democrat. Ar fi fost cu totul ieșit din comun ca ei să vină la liberal-democrați, care și ei se confruntă cu grave probleme de imagine sau cu liberali, dat fiind diferențele doctrinare, opționale, chiar și unele incompatibilități. Deci a fost, cred eu, în opinia lor, o alegere firească. Domnule Catană, haideți să discutăm despre doctrină. E o cale lungă, să zicem, de la comunism până la democrație. Bine, în cadrul Partidului Comunist, cred că nu putem vorbi de o doctrină comunistă cu adevărat. Și e dificil oriunde ne-am afla în ziua în care suntem, în etapa istorică la care ne aflăm, să vorbim că este posibil un partid comunist veritabil. Cam peste tot s-a renunțat, a mai rămas Coreea de Nord. China, care sigur încă mai poartă niște mecanisme pe care le numește comuniste, dar vedem că a trebuit să renunțe la această ideologie, de exemplu, pe partea în ceea ce privește economia. Deci numai economie comunistă nu este în China astăzi. Să înțeleg că atunci când vorbim de comunism, până la urmă e un brand? Deci acest a fost un brand care a folosit un segment nostalgic al electoratului, sigur, pentru a câștiga simpatiile și pentru a accede în funcțiile înalte ale statului. Lucrul ăsta s-a discutat și răzdiscutat. Deci a fost ipocrit sau n-a fost, e altă discuție, dar e un fapt. Și atunci sigur că nu putem vorbi în termenii unor ideologii.
Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că treaba asta era inevitabilă și pentru că domnul Voronin, în virtutea personalității sale, a ținut să fie în continuare președintele partidului, chiar dacă din perspectivă apropiată nu mai reprezintă o miză pentru a ajunge la putere. Și atunci sigur că lucrul ăsta era inevitabil să se întâmple. Din perspectivă politologică. A fost și contextul de așa natură care a determinat plecarea celor 14. Se punea problema la un moment dat a alegerii președintelui. Credeți că asta a creat fisura în partid? Da, pentru că alternativa pentru membrii Partidului Comunist în acel moment era fie achiesează la președintele Voronin și atunci sunt consecvenți, îl susțin. De altfel, într-un demers, hai să-i spunem așa, egoist, pentru că din câte cunosc eu din sur, să zic spun așa, problema a fost că domnul Voronin s-a văzut în continuare un candidat la președinție pentru alte funcții, eventual în alte în stat. Lucrul ăla nu era posibil și alternativa la situația asta era o criză politică cu niște consecințe nu dorite de nimeni. Și atunci soluția pentru cei 14 a fost plecarea din partid, crearea unei fracțiuni noi practic în Parlament care să susțină o majoritate în Parlament. De altfel au și creat o platformă împreună cu Partidul Democrat, dacă ne amintim bine, și lucrul ăsta, așa cum a spus și domnul Juc, este absolut normal și firesc. Sigur că eu, de exemplu, sunt adeptul modelului american, de exemplu. Când două partide au continuitate, se schimbă liderii după un ciclu politic, fie de succes, fie unul cu mai puțin succes, dar politicienii înțeleg să plece de pe scena politică, lăsând altor oameni, altor forțe noi, altor probleme noi, altor dezirate noi loc. Și astfel politica are o coerență normală. La noi, din păcate, nu se întâmplă așa. Și aici, când discutăm, eu am discutat treaba asta în contextul numit de mulți traseism, migrație. Sunt doi eu aș folosi mai degrabă termenul migrație, pentru că este unul mai potrivit, are caracter neutru, pentru că atunci când vorbim despre plecarea politicienilor dintr-un partid sau altul la noi, trebuie să vorbim contextualizând. Nu putem. Domnule Catană, mă scuzați că vă întrerup. Da. Atunci când vorbiți despre acest traseism, foarte mulți colegi ai noștri de media au pus sub semnul egalității și raportat la verbul cumpărare. În viziunea dumneavoastră, sunt sinonime absolut în contextul dat? Nu. E un traseism sau e o cumpărare? Eu repet... Una nu se exclude pe alta, dar asta nu înseamnă că și există. La noi, vedeți, foarte ușor să aruncă cu niște cuvinte dure. Da, cât ai vândut. Păi eu găsesc explicația foarte rezonabilă în motivația invocată de acei oameni. Pentru că alternativa, așa cum am spus, putea fi lipsa unui guvern, asta ar fi însemnat alegeri anticipate și sigur că o criză politică pe scena politică din Republica Moldova și probabil dispariția unor oameni din politică, inclusiv a celor 14, probabil. Sigur că eu văd aici și o motivație firească, normală, omenească, de a fi prezent acolo pentru termenul în care a fost ales. Deci n-am putea să acceptăm acest lucru. Iar când vorbim despre cumpărare, păi trebuie să vorbim un pic mai aplicat la niște fapte mai concrete. Trebuie să existe niște indicii. Nu poți să spui, domnule, s-a cumpărat. Chiar dacă undeva bănuiește, există niște suspiciuni, dar te abții. Poți să vorbești numai atunci când există niște indicii, da? Iată cum a fost acel caz cu cumpărarea. Doamne Botnarenco, intenția de cumpărare.
Și declarația ei, apropo, una ciudată, pentru că atunci când de declarat a făcut declarație, nu și numai ea, a făcut și altă persoană o declarație, da. Și atunci când a fost invitat la procuratură, au spus că știți, da, noi asta a fost declarații politice, noi declarăm, dar procuratura este obligată să caute, stop. Nu, eu sunt avocat și trebuie să explic oamenilor că atunci când vorbim despre suspiciuni de infracțiune, cum este cazul aici, trebuie să existe niște indicii reale. Nu așa că spun eu politic, că așa cred eu politic, că i-au cumpărat. Da. Nu, trebuie să existe, cum a fost cazul cu acele celebre cumpărări, dacă vă amintiți, în legislatura trecută, acum deja am și uitat 2-3 ani sau când a fost, da, în contextul acordului de asociere, da? Și atunci au fost înregistrări, au fost niște documentări, au fost niște bani, deci atunci am putut vorbi. Aici se vorbește așa în gol, nu cred că are sensul și de asta am spus că trebuie să contextualizăm de fiecare dată, pentru că este o vorbă, știți, când pleacă unul și ceilalți rămân, cel care pleacă este trădător, când toți pleacă și rămâne unul, probabil că trădător este cel care rămâne. Domnule Joc, actul de prostituție politică s-a încheiat, spunea domnul Voronin. Haideți să vedem, e prostituție, este cumpărare, ceea ce încercam să aflu și de la domnul analist politic? Eu înțeleg foarte bine că în Republica Moldova traseismul politic este asociat în cea mai mare parte cu vinderea, cumpărarea deputaților. Se vorbește despre calitatea deputaților, dar și despre calitatea partidelor politice, a clasei politice în general. Dar în ultimă instanță, practic, niciun act de traseism politic nu a fost dus până la capăt, nu a fost judecat. Probabil că și interesul scade, iar traseismul politic în Republica Moldova este un fenomen omniprezent atât la nivelul central cât și la nivelul local. Mulți deputați sau mulți consilieri sunt aleși ca independenți, apoi trec la un partid sau consilieri trec de la un partid la altul sau deputații trec de la un partid la altul. Și acest fenomen va exista atât timp cât va funcționa un articol din Constituția Republicii Moldova, articolul 68.2, orice mandat imperativ este nul. Desigur că aici se pune factorul juridic, factorul politic și factorul moral. Factorul moral mai puțin contează în Republica Moldova și asta e foarte rău, pentru că totuși deputații sunt aleși, iar alegătorul alege pe cine consideră că este cel mai moral, inclusiv în acel moment. Iar dacă s-ar modifica acest articol și dacă și calitatea oamenilor ar fi alta, dacă, pe bună dreptate, s-a dezamăgit în politica liderului din anumite considerente, din anumite raționamente, din anumite interese, pentru că fiecare sau în mare parte vin în politică pentru a rezolva și anumite interese de autopromovare sau de menținerea afacerilor sau de inițierea afacerilor sau de a avea imagine. Sunt mai mulți factori în științele politice care explică procesul de accedere și exercitare a puterii de stat. Credeți că noul lider, cel puțin formal, mă refer la domnul Plahotniuc, a adus plus imagine partidului sau din contra a diminuat imaginea? Eu nu pot să spun referitor la acest caz, pentru că a fost ales cu o unanimitate sau cu majoritate absolută de voturi și a avut, după cât știu eu, o susținere foarte mare pentru Partidul Democrat. În opinia mea, raționamentele ar fi fost următoarele. Toate săgețile sunt îndreptate împotriva coordonatorului sau liderului care era neformal. Atunci dați să-l facem lider formal. El și-a asumat toată răspunderea și dacă va avea succes și Partidul Democrat va avea succes. Și invers. De fapt că și toate partidele politice din Republica Moldova sunt foarte multe exemple. Ascensiunea liderului, ascensiunea partidului, decăderea liderului, decăderea partidului. Dar propunerea unor proiecte de legi care ceilalți analiști le socot antisociale, precum este, nu știu, chestia
chestia cu miliardul furat, punerea pe seama concetățenilor sau discuția asta la infinit, votul uninominal, se înscrie în acțiunile? În contextul dat, eu aș putea spune următoarele. Fiecare partid politic are dreptul să propună diferite proiecte de legi. Iar dacă este unul extraparlamentar, poate să vină cu anumite inițiative. Și depinde de mass media, depinde de capacitatea de promovare a discuțiilor. Și orice partid din Parlament, și liberalii pot să propună, și socialiștii pot să propună, și liberal-democrații, și chiar cei de la Partidul Popular European, ca să nu uităm, pot să vină cu anumite propuneri. Iar dacă Partidul Democrat excelează o propunere una după alta, înseamnă că el știe și posedă capacitățile a managementului politic, a PR-ului politic, pentru că toată lumea vorbește acum despre acest vot uninominal, inclusiv și noi avem de organizat la Academie de Științe, ne gândim să organizăm o masă rotundă privind votul uninominal și mare majoritate se pronunță. Dar dacă să revenim, traseismul politic, mie acest fenomen, și am spus și în studioul dumneavoastră, nu-mi place deloc. Și dacă oamenii ar fi mai morali, atunci și dacă nu ar avea și temei, nu ar avea un suport juridic, cred eu că acest fenomen ar putea să fie, dacă nu contracorat totalmente, cel puțin minimizat. Deși el este și acest fenomen și în alte țări, inclusiv și omul politic din secolul 20, Winston Churchill, la începutul carierei sale politice, fiind conservator, a trecut la Partidul Liberal, din acel moment destul de puternic, care făcea alternanța cu Partidul Conservator, apoi s-a întors la conservatori. Deci și el, apropo, un exemplu de o gravitate mult mai mare decât în contextul în care discutăm noi, pentru că totuși există niște circunstanțe care atenuează din gravitatea problemei, din culpa multor oameni. Eu pot vorbi și pe propria experiență. Eu am fost membru în vreo 2-3 partide fără să am nicio vină. Tot s-au insistat, hai, și am scuza că nu m-am dus niciodată la un partid de putere, de la putere, deci m-am dus pentru putere și m-am dus invitat și nu m-am propus niciodată singur. Se întâmpla și se întâmplă multor. Haideți să ne amintim câte partide au existat mari, cel puțin, de alea mici nici nu mai vorbim. Mari, care, despre care azi unii poate au și uitat. Am avut un partid democrat agrar. Cine s-ar mai gândi acum că acest partid ar putea fi revitalizat? Iată, s-a amintit de PLDM. Și ăsta, care mai e în Parlament, nu vrem. Păi nu, că odată cu autoritățile locale, apropierea alegerilor, va trebui cineva să stingă lumina. Poate exista un nou lider. Am vorbit despre faptul că se schimbă lucrurile. Tot ce înseamnă PLDM, astăzi înseamnă PAS, Partidul Maia Sandu. Deci se va face transferul acolo. Apropo, vreau să spun următorul lucru, că sunt foarte mulți oameni buni, de calitate, care nu poartă nicio culpă pentru lucrurile întâmplate. Poate că unii au girat în niște situații cu tăcerea lor, cum a fost cazul PLDM-ului cu Filat. Eu cred că era moral că atunci când afli că s-a furat un miliard, să ai o atitudine mai clară și mai tranșantă, nu să sari să aperi pe cel care a furat. În fine, deci sunt mulți oameni care n-au influențat lucrurile într-un partid, au fost membri de partid, dar așa s-a întâmplat că partidele astea la noi sunt un fel de partide cu persoane, lideri, locomotive, și în momentul în care locomotiva se defectează sau îmbătrânește, dispare și partidul, din păcate. Domnule Cătană, 34 de deputați. Deci PD-ul. Eu n-aș acuza atât. De asta am spus că fenomenul ăsta al migrației politice trebuie circumstanțiat de fiecare dată. De asta și zic, 34 de deputați, respectiv ceea ce permite inițierea unor proiecte de modificare chiar a Constituției. Haideți să vedem. Cel puțin vorbind ipotetic, putem să ne așteptăm ca PL-ul, parte componentă a coaliției astăzi, să fie dus la periferia politicului?
Nu neapărat. Și nu cred că există premise pentru așa ceva, pentru că... Până la urmă ei sunt cei mai vulnerabili. Uneori liderul PLE apare, pune niște condiții În fond, de asta am amintit că anterior, că acești 14 deputați, chiar de la bun început, de la plecarea lor din Partidul Comuniștilor, au creat acea platformă social-democrată împreună cu Partidul Democrat. Deci, în fond, ei oricum erau într-o coaliție cu Partidul Liberal. Și lucrul ăsta s-a dovedit că este posibil, adică nu a însemnat deloc excluderea Partidului Liberal. În fond s-a schimbat statutul lor formal, pentru că esența rămâne aceeași. Ei au fost împreună până acum, de acum încolo va fi la fel, deci inclusiv din punct de vedere numeric nu se schimbă mare treabă. Ei tot au susținut o majoritate, numai că atunci au fost de pe pozițiile platformei social-democrate, astăzi vin în calitate de membri ai Partidului Democrat, dar tot 34 sunt. Că au fost 20 plus 14, că astăzi sunt 34, este același lucru. Deci inclusiv din punct de vedere numeric. Deci trebuie lucrul ăsta remarcat, că să nu se creadă că au fost vreo nu știu câți și s-au mai adăugat 14. Nu s-au adăugat nimic numeric. Rămâne aceeași cifră care susține o majoritate. Și eu cred că deocamdată nu există motive să credem că lucrurile s-ar putea schimba. Da, pentru moment, într-adevăr, Partidul Liberal pare... se ține bine pe picioare, dar în același timp este foarte vulnerabil. Și cât de paradoxal n-ar părea, dar soarta liberalilor depinde de Partidul Liberal Democrat, de cei deputați liberal-democrați. Înțeleg că deja mai mult de 10 din cei 23 care au fost aleși în 2014 pe lista liberal-democraților deja susțin Partidul Democrat sau fracțiunea Partidului Democrat deja cu 34. Și depinde dacă vor mai avea susținători și vor mai migra. Și atunci când cifra poate să ajungă la 51-52, practic, s-ar putea să fie o reformatare cu excluderea liberalilor. Dar este, în opinia mea, un exercițiu foarte periculos, mai ales pentru o guvernare, că în orice moment liberal-democrații 1-2 pot să se răzgândească, mai ales sub presiunea unor circumstanțe, inclusiv din exterior, din stradă, cu acele etichetări pe bună dreptate sau mai puțin ortodoxe care se adresează. Dar, într-adevăr, actualmente Partidul Liberal pare că ce părea destul de bine pus pe picioare, cu opoziție, beton, da? Da, cu acea coaliție deja nu mai este atât de vulnerabilă, nu este deja vulnerabil, mai ales că și în cadrul Partidului Liberal nu sunt excluse unele mișcări centrifuge despre care se mai vorbește câteodată și am văzut că și poziția deja a liderului liberalilor este una nu atât de intransigentă. Poate și el conștientizează că unele fenomene care par a fi inevitabile, vor fi într-adevăr, se vor realiza. Deci, ca de multe ori în soarta coalițiilor instituite în 2009, de data aceasta pondere și opțiunile a liberal-democraților este una determinantă și poate nu pentru ei, deoarece este puțin probabil să credem că mulți liberal-democrați se vor găsi la liberali. Și după cum și mai puțin putem să credem că mulți liberal-democrați se vor găsi și la Partidul Acțiunii și Solidaritate. Poate aici vor mai fi câțiva, dar depinde care sunt opțiunile acestor deputați. Dacă mai doresc să-și continue cariera politică, vor acționa într-o manieră. Dar dacă consider că deja cariera lor politică s-a finalizat sau cel puțin și eu o pauză pentru un ciclu electoral, acțiunile vor fi invers. Domnule Juc, PLDM, PPM, ăștia 14 neafiliați care deja sunt parte componentă a Partidului Democrat, până la urmă mă întreb cât de compatibili sunt ei sub aspect doctrinar, aici revin. Nu ar fi fost mai logic sau dacă în viziunea dumneavoastră de politolog ar fi posibil următorul scenariu: reconfigurarea acestei sau unei posibile coaliții de centru-stânga, PD,
PSRM, pentru că până la urmă ar fi mult mai compatibil doctrinar. Aici vreau să punem accentul. Da, doctrinar. E real? Din punct de vedere doctrinar, într-adevăr, s-ar vorbi că Partidul Democrat optează pentru doctrina social-democrată, iar Partidul Socialiștilor și ei pentru o doctrină social-democrată, dar cu o altă de altă coloratură, dar în cazul dat pe prim plan nu apare problema doctrinară, ci mai degrabă problema geopolitică. Până la urmă e un paravan doctrina, da? Da, doctrina, da, și cum așa a spus domnul Catan, Republica Moldova cu doctrinile este cam dificil și doctrina pură nu se mai realizează de mult pentru că există două stiluri de activitate a partidului. Unul doctrinar ideologic, un stil de care puține partide se mai conduc, iar altul este unul pragmatic și aici apar diferite coalizări. Vedem că mâini vor avea loc alegeri în Olanda, iar acolo coaliția guvernamentală, dat fiind că în Parlament sunt prezente mult mai multe formațiuni politice, inclusiv decât în Republica Moldova, se formează din 5-6 partide, sau cel mai bun exemplu este din Belgia, când se formează o coaliție guvernamentală dintre social-democrații sau socialiștii valoni și liberalii, conservatorii, creștini democrații flamanți. Deci doctrinar în Republica Moldova nu s-au format practic niciodată guvernări, deși dacă să vorbim, au fost prezente trei doctrine, liberală, populară sau altfel zis conservatoare într-o manieră, în altă manieră și social-democrat, ceea ce este foarte dificil. În plus mai este și factorul, în afară de factorul obiectiv, este factorul subiectiv, diferite animozități interpersonale și dacă ar fi partidele monolite, cum ar fi Partidul Democrat, este o situație, dar sau parțial Partidul Liberal sau mai mult Partidul Liberal și foarte puțin Partidul Liberal Democrat fisurat substanțial în câteva grupări, inclusiv și Partidul Popular European din Moldova, inclusiv cei neafiliați, inclusiv cei care au rămas. În plus, mai apar și unele supărări care legate de acțiunile din 2015 și ar fi normal, dar practic irealizabil în acest moment. În plus, eu nu cred că Partidul Democrat are nevoie de o reformatare la moment a coaliției de guvernământ, mai degrabă să realizeze reforma administrației publice centrale, să acele proiecte de optimizare structurală a executivului să fie implementate și atunci va fi cel mai oportun moment. Domnule Catană, odată cu aderarea celor 14 deputați neafiliați la PD, ar însemna și revizuirea structurii guvernului? Bine, structura guvernului ține de strategia stabilită deja de reformarea guvernului. Nu se va mai pretinde deci la nu un cred fotoliu? Că, nu. Cred că trebuie să se găsească soluții în cadrul legal existent. Și nu văd, chiar nu văd motive. Se discută, dar în primul rând ar apare probleme de percepții și nu cred că este nevoie. În al doilea rând, efectul practic. Nu cred că e bine să ai o majoritate în Parlament la limite, 51 sau 52, când, mai ales când e vorba de deputați care fac parte din curente, nici nu poți să le spui forțe sau fracțiuni, deci oameni care au la discreție decizia și pot să-și schimbe o atitudine la un moment dat, nu e bine să te expui, e bine să ai o majoritate confortabilă, mai ales că nu există niciun motiv să schimbi situația asta. Dacă ai o majoritate care susține și nu are revendicări exagerate, nu se întâmplă nimic ciudat pe scena politică, atunci de ce ar fi nevoie de această reformatare? În ce își privește compatibilitatea ideologică, lucrul ăsta a fost rezolvat și acolo unde a fost chiar mai dificil. Germania, de exemplu. Coalițiile, de exemplu, creștinilor cu verzii, verzii care sunt cei mai de stânga. Noi facem referire la țări democratice unde există deja o tradiție. Până la urmă, Republica Moldova suntem mai experienți. Chiar a existat o
coaliție mare, așa cum coaliție mare, între cele două partide mari care până așa atunci erau văzute incompatibile creștini-democrații cu social-democrații nemți. Deci lucrul ăsta s-a rezolvat pentru că s-a constatat dat că, în primul rând, dincolo de priorități ideologice, există lucruri mai importante. Necesitatea de a asigura o guvernare stabilă și lucrul ăsta se face pe o platformă de priorități asupra căror se poate conveni între cei implicați. Și lucrul ăsta rezolvă toate problemele. Și la noi nu cred că există o problemă să fie făcut treaba asta, pentru că există falii, incompatibilități mult mai importante decât cele ideologice, așa cum a spus domnul Juc, cea geopolitică. În primul rând, socialiștii sunt, se revendică de stânga, dar sunt mult mai de stânga decât Partidul Democrat, dar îi desparte opțiunea cea mai serioasă care există astăzi la noi, opțiunea fie pentru vectorul european, fie pentru vectorul prorus. Și este o ruptură care e mai greu de rezolvat decât altele. Domnule Cantană, vorbeam despre păreri diferite și iată, îmi permiteți să citez, unii cercetători zic că ar fi vorba nu atât de o coaliție cât de un megapartid constituit în baza PD care va deține guvernarea unui singur partid. Coaliție cu cine? Vorbim de coaliția existentă astăzi la, în Parlamentul Republicii Moldova și eu vreau să ne oprim la acest termen, megapartid. E real pentru condiția Republicii Moldova controlul unui singur partid? Nu, eu aud tot felul de ipoteze și unele mi se par chiar ciudate. Nu văd cum Partidul Liberal ar putea renunța la identitatea sa pentru a face un partid comun cu Partidul Democrat. Sau cum s-ar putea lucrul ăsta cu alții deputați, că aici intervine deja și matematica. Dacă liberalii sunt... Domnul Filip spunea că știe cum să îi convingă pe ceilalți, cam așa, dar bine, ok, dar oricum mega partid care cu majoritatea absolută să încropești, poate că ar fi posibil, dar oricum trebuie să ai pe liberali alături, din motivele pe care am spus mai devreme. Nu, dar Republica Moldova nu am avut guvernări monopartienice. 1994-98, deși Democrația Agrară a fost susținut de către socialiști, Unitate, Edinstva, ne mai vorbim de anul 2001-2009, când un partid comunist chiar la primele alegeri din 2001, chiar că era un mega partid, avea 71 dintr-o 101, dar în cazul dat, politica din Republica Moldova este irațională. Dar a fost o diferență. Comuniștii au avut majoritate constituțională, bine, tot prin redistribuire. O chestie ciudată la momentul ăla că fără precedent pentru o țară. Da, dar poate fi. Poate fi și în Republica Moldova de vorbit de un dar mega nu cu partid. 52. Da, aici haideți să facem matematică. Câți poți să mai aduni? Sunt 34, liberalii excludem. Nu mai poți să-i aduni cât sunt liberali. 18 încă 18. Da. Dar nu cred că toți vor fi. Da, nu, toți. Nu ai cum să-i aduni pe toți. Nu cred că toți foștii liberal-democrați vor ajunge în curtea PD-ului. Admit, mi-am vreo 10. Reieșind din faptul că politica din Republica Moldova este irațională. Până la urmă, ultima instanță, nu se va întâmpla chiar nimic ieșit din comun dacă va fi un singur partid la guvernare până la alegerile parlamentare. Sau dacă va fi două partide dintr-o, cum și-a invocat domnul Catană, Germania. Sunt micile coaliții care întrunesc pe de-o parte creștini democrații, creștini sociali, iar pe de altă parte liberi democrații. Sunt sau social-democrații cu Partidul Verzilor. Sunt partide care problema este ca să se respecte prevederile și mecanismele democrației electorale. Și dacă s-a obținut un partid, a obținut un asemenea scor, dar ulterior ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova, eu consider că nu este normal pentru o democrație ca un partid într-așa o manieră să-și extindă numărul de mandate sau numărul de susținători, de votanți, iar alt partid
într-o asemenea manieră să-și piardă acel suport care l-a avut. Și eu consider... Să dispară chiar. Eu consider, dacă nu ar fi fost exclus Renato Usatăi din cursa electorală, alegerile din 2014 le-ar fi câștigat Partidul Liberal Democrat. Și în general ar fi fost ceva de antologie, că un partid câștigător practic rămâne cu, să spunem la moment, dacă a rămas cu o treime în fracțiunea Liberal Democrată. Dar multe se întâmplă în Republica Moldova. Vedem că în România este o situație poate puțin mai bună, în Bulgaria aceleași fenomene se produc. Chiar și în Polonia, pentru prima dată, în Polonia, cea care a fost unul dintre purtătorii valorilor democratice, la alegerile, după alegerile din 2015, un partid a devenit câștigător. Și nu un partid de centru, ci un partid de, să spunem, care este poziționat pe dreapta, un partid eurosceptic, un partid pur polonez, care nimeni nu se gândea că social-democrații vor avea așa o mare înfrângere și liberalii vor avea. Deci nu e nimic întâmplător. Multe pot fi configurări pe, în cadrul domnule Parlamentului. Domnule Catană, PPM, PLDM, PL, PCRM, în viziunea dumneavoastră, în 2018, trec pragul electoral? Patru partide care, în viziunea mea, sunt un pic cam vulnerabile. Da, da. Cel puțin sondajele așa arată, au fost confruntate cu crize de imagine. Crize și unele chiar cu plecări. Și așteptăm să vedem cum vor funcționa capacitatea de mobilizare din partidele extraparlamentare. Vedeți cineva posibil să le întreacă? Alea pe care le știm. Cu toate că, așa cum spune și domnul Juc, evoluții la noi sunt uneori fulgerătoare. Un partid care era cotat, iată cum e Platforma, a atins o dată din nefericire pentru ea, pentru acest partid, a atins vârful nefiind în Parlament și iată se duce în jos vertiginos, practic neapucând să ajungă în Parlament, probabil. De asta, din exteriorul Parlamentului, probabil că un partid are șansă să ajungă în viitorul Parlament. Din cele prezente în Parlament, sigur că vor fi plecări. Deci unele partide vor probabil plăti tribut fie greșelilor făcute, fie uzurii din cele pe care le-ați numit dumneavoastră. Dar noi vorbim acum în condițiile tipul de sistem electoral este proporțional. Dacă se schimbă în unul uninominal sau mixt, vom vedea cum vor derula evenimentele, datele, problemii se schimbă. Dar la moment... Radical, în ziua va fi o altă viață politică, de fapt. Se schimbă, da. Dar la moment, dacă să mergem în varianta actuală, eu le-aș împărți partidele în trei categorii. Dintre cele care le-ați numit cele patru, cred eu că șanse mai pot să aibă Partidul Comuniștilor și Partidul Liberal. Practic șanse nu au Partidul Popular European și Partidul Liberal Democrat, mai ales din cauza că ultimele două mai puțin practic lucrează în teritoriu. Cât despre cele extraparlamentare, desigur că pe eșichierul de centru-dreapta există o treime din electorat, care urmează să-și regăsească un exponent și aici este Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Platformă Demnitate și Adevăr, care au șanse ambele ca să treacă în Parlament, pentru că sau pot deveni un singur partid? Nu știu, vom vedea. Puțin probabil la moment, iarăși vorbim în ziua de azi, puțin probabil că vor deveni sau se vor uni într-un singur partid, dar acei votanți care s-au pronunțat în 2014 pentru liberal-democrați, pentru liberal, circa 500 de mii de alegători, bine, unii s-au dezamăgit, unii au plecat, dar poate mai a apărut alt, ei trebuie să-și găsească un exponent și desigur că nu vor vota pentru comuniști sau pentru socialiști, poate nici chiar pentru democrați, mulți dintre ei. Și iată, partidele acestea care le-am numit din două din trei categorii au șansă ca să acceadă în Parlament în contextul tipului proporțional de sistem electoral. Domnule Catană, de ce moare un partid? Nu are un lider, o locomotivă, nu are echipă? Sau încrederea a fost epuizată? M-ați spus mai mult. Sau nu are mijloace financiare, poate. Care nu știu. Sunt complementare. Pare, nu... Da, sunt mai multe lucruri. Și calitatea liderului, și calitatea echipei, și greșelile făcute pe parcurs,
putem invoca niște exemple ca să, să putem vorbi. Vedem că, practic, din cauza unui lider cum a fost Vlad Filat, toți au trebuit să-și caute rostul prin alte zone politice. Asta apropo de PLDM. Într-adevăr, nu cred că mai putem crede că are șanse în condițiile chiar în care chiar cei care sunt membrii partidului probabil nu mai speră că vor reuși ceva și atunci își caută rostul în alte locuri. Da, nu avem partide veritabile în sensul încă occidental, ca să-i spun așa. Suntem într-o motiv, nu știu, probabil că e problema că suntem într-o tranziție politică, de asta am spus că nici nu putem acuza de multe ori și trebuie circumstanțiată problema migrațiilor politice, pentru că apare atât, ai încredere într-un lider, îl promovezi, îl susții, se întâmplă între timp niște jocuri, afli după asta că a fost implicat în niște scheme de corupție și niște oameni onești, membri de partid care au fost sinceri și au lucrat pentru succesul partidului, ajung să rămână dezamăgiți și în fața unui dezastru la care parcă au participat, dar pentru care nu poartă vină. Poartă vină niște... Asta e problema. Sunt problema și organizării partidelor. Partidele de multe ori sunt dependente, iată iarăși cum s-a întâmplat în cazul de anumiți oameni, inclusiv din punct de vedere financiar. Măciar, aici, în momentul în care se rup aceste fire care finanțează partidul, dispare și credibilitatea și aplombul membrilor de partid. Deci toate elementele că acum cred că ne-ar lua mult timp. Eu de asemenea consider că doi factori sunt determinanți. Primul este imaginea liderului. Dacă liderul se află în ascensiune, atunci vin și bani, vin și oameni, vine și suportul electoral. Când imaginea liderului din anumite considerente este în decădere, el nu mai are suport nici din exteriorul partidului și nici din interior. Se încep diferite disensiuni, apar alți lideri, apar diferite frustrări, diferite suspiciuni și nici bani nu vin. Iar politica solicită un suport financiar consistent. Și al doilea, oamenii din partid, membrii din partid, nu consideră necesar de a lupta pentru partid, pentru a revitaliza acest partid. Ei mai degrabă preferă să meargă, fie să inițieze un nou proiect politic, fie merg la alt partid, la un proiect deja existent. Și prin urmare, partidele nu se revitalizează, trec pe o linie moartă, vorbind într-un termen a feroviarilor, și foarte puține dintre acestea am văzut, cum a fost exemplu Partidul Liberal, numai este un caz fericit că din 1994 până în 2005 practic a fost non-existent, ca apoi în 2007 datorită lui Dorin Chirtoacă să se renască, să obțină suport electoral și în contextul că alt partid care era important pe eșichierul din centrul dreapta-dreapta, Partidul Popular Creștin-Democrat, pierduse din suportul electoral. Cred eu că acești doi factori sunt determinanți și în Republica Moldova partidii vor apărea și vor dispărea pentru că ele sunt slabe instituționalizate, slabe din punct de vedere financiar, iar oamenii nu sunt gata ca în perioada sovietică. Mulți își dăie viața pentru partid, pentru cauza partidului. Pentru că asta se întâmplă, că nu e vorba de, nu sunt partide autentice ca expresia societății, ci sunt partide proiect. Apare o persoană sau un grup de persoane care inițiază un proiect politic și el ieșuiază în momentul în care ieșuiază și acei oameni. Domnilor invitați, mai avem două minute. Insist să vă mai acord o întrebare. Raportat la ceea ce spunea domnul Juc, bani, imagine, partide și așa mai departe. Dacă e să luăm cazul Partidului Democrat, bani, toată lumea zice că există, însă există anumite aspecte la capitolul imagine care ne-ar permite să discutăm cât este de credibil acest partid și de ce apar tot felul de presupuneri, chiar cu retragerea, primul exemplu care îmi vine acum în cap, din cursa electorală a domnului Lupu. Da, Partidul Democrat pare că are tot, în afară de un suport electoral consistent. Sunt mai mulți factori, probabil unul ține de factorul moral, altul ține de faptul că
aceste segmente a eșchierului politic de centru, stânga-stânga, se mai află câteva partide destul de importante cu care au un suport mai mare sau mai mic, dar cred eu că principalul factor care la moment ar fi spus că nu îi acordă credit este o percepție greșită. În opinia mea, Partidul Democrat, fără să fiu susținător și a Partidului Democrat, consider că are un suport în societate mult mai important decât dau cifrele în diferite cercetări. Partidul Democrat întotdeauna s-a remarcat prin o capacitate de mobilizare, anume a posibilităților organizatorice. Au structuri foarte bune, au oameni loiali partidului. A fost acea sincopă când partidul nu a trecut în Parlament și după asta a venit domnul Marian Lupu și l-a dus iarăși la cote mai înalte. Problema Partidului Democrat este că este în zona aceasta în jur de 10%, cum o și confirmă și sondajele, dar și alegerile de cele mai multe ori. Și, repet, au capacitatea asta de a mobiliza un minim care să-i permită să fie prezent în jocul, unui nou eventual parlament, dar trebuie să facă, dacă vrea să ajungă la mai mult, să rezolve această problemă a depășirii acestui prag de 10%. Cum au făcut, să crească un alt lider. Să crească... ele alt lider nu au de unde deocamdată... Și apropo, asta ar fi un Sârbu, partid... Este prematur. Este prematur. Ce partidul... ar trebui să facă în cercul Partidul Democrat și alte partide, de fapt, dar, pentru că vorbim despre Partidul Democrat, și n-au făcut alte, de fapt, au făcut în sens invers. Tot timpul liderii partidelor au încercat să decapiteze tot ce venea din urmă. Și la Partidul Comuniștilor s-a întâmplat la fel. Ne amintim câte plecări au fost. A plecat mai întâi Marian Lupă, după asta Dodon, sau nu mai țin minte care au mai plecat, pe care a fost succesiunea, că au fost multe plecări după asta. Și asta s-a întâmplat pentru acest motiv. Nu a existat această circulație a oamenilor care vin din urmă, oamenilor valoroși, ei trebuie cultivați, ori s-a întâmplat din potrivă. Asta trebuie să facă și Partidul Democrat și orice alt partid, să lase loc să crească și alți lideri politici, pe lângă liderul principal, pe lângă liderul partidului, de fapt. Asta ar fi soluția pentru a asigura și continuitatea partidului, pentru că dacă la un moment dat trebuie să plece liderul partidului, are cine să ia locul, sau sunt câțiva candidați. Domnilor invitați, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și pentru explicațiile pe care le-ați oferit telespectatorilor. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi Reflector Analitic. Sunt Vlad Madan, în numele întregii echipe. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună alături de noi.